Antrenorul Astrei Giurgiu, Marius Mudică, a reacționat față de neconvocarea la lotul național a fotbalistului Giurgiu Vean, Denis Alibec, după ce duminică seara Florin Andone nu a fructificat una dintre cele două șanse pe care le-a avut în fața campionilor europeni. Legat de acest subiect, antrenorul giurgiuvenilor l-a taxat subtil pe selecționerul Anghel Iordănescu în cadrul emisiunii DigiSport Special. Nu pot să spun că ar fi făcut Alibec mai mult decât Andone, dar la faza aceea la care Andone a ratat, dacă Alibec avea mingea aceea pe stângul, se pupau deja. Dar nu știi cum te duce jocul dacă ajungea acolo. Cert este că Alibec este un jucător puternic, de careu, cu un stâng formidabil și care a demonstrat că poate face față la un nivel înalt. A spus și Mudică la DigiSport. Tehnicianul giurgiuvean crede că și Gaman poate juca titular la prima reprezentativă. Fundașii centrali, Dragoș Grigore a jucat foarte bine și în meciul cu Spania, mai puțin la construcție, dar în rest a jucat bine. În jocul lui Chiricheș au fost ceva ezitări. Se vede că nu are meciuri în picioare și pentru că vrea să facă mai multe decât trebuie, gafează. Gaman este un fotbalist care joacă titular la liderul campionatului din România. Este pregătit oricând pentru a juca. Cred că la Giurgiu ar fi putut intra măcar o jumătate de oră, să simtă și el că face parte din planurile lui Anghel Iordănescu. Dar nu vreau să mă bag eu în aceste chestiuni, a mai spus și Mudică la DigiSport.